Te salut, națiune, și îți urez bine ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre casa Ted Lapidus, una dintre casele mele preferate în materie de parfumuri, o casă care face niște creații absolut excelente din punctul meu de vedere, o casă care nu se bucură de meritul și de creditul de care ar trebui să se bucure, o casă care întotdeauna a reușit să mă surprindă prin creațiile sale. Sunt mare fan Ted Lapidus Purom, îmi place de asemenea Ted Lapidus Purom Sport. Am mai avut de asemenea de la Ted Lapidus Oud Noir, dar și varianta pe alb. Întotdeauna am scapă denumirea la ăla pe alb, sincer. În fine, îl găsiți voi dacă vă interesează. E identic cu Oud Noir ca sticlă și așa mai departe. Două parfumuri absolut excepționale, două bombe nucleare în materie de performanță și în materie de proiecție. Sunt două parfumuri care efectiv îți mută nasul la spate. Și în general, caracteristica acestei case numită Ted Lapidus este tocmai chestia asta. Face niște parfumuri foarte potente. De asemenea, am deținut Ted Lapidus Altamir, o altă creație absolut superbă, un parfum absolut excelent de vreme rece, un parfum care împărtășea anumite similitudini cu Angel Man de la Thierry Mugler, un parfum spectaculos cu un aspect oarecum lemnos, caramelizat și așa mai departe, dulceag, foarte fain, care funcționa foarte bine pe pielea mea, îndeosebi iarna și primăvara-toamna în temperaturi scăzute. Însă astăzi vorbim despre Ted Lapidus Alcazar, un parfum care a apărut în 2010, un parfum foarte curios ca și compoziție. Avem în notele de vârf ulei de portocală amară, nucșoară și citron, avem în notele de inimă floare de portocal, lavandă și rozmarin, iar combinația asta între lavandă, rozmarin și floare de portocal este absolut spectaculoasă în acest parfum. Iar în notele de bază avem extract de cedru alb, de asemenea fasole, tonka și piele. Un parfum pe care eu unul personal îl văd purtat mai degrabă în condiții de temperatură mai scăzută. Un parfum pe care îl văd foarte bine purtat primăvara, toamna, dar și iarna, inclusiv în temperaturi extrem de scăzute, pentru că mirosul general este unul foarte plăcut și îți transmite o senzație sau un specific de căldură. E genul ăla de parfum care vrea să te încălzească. E genul ăla de parfum care creează un norișor în jurul tău, care te învăluie și care te protejează, dacă vrei, de temperaturile mai scăzute din mediul înconjurător. Este un parfum care poate fi perceput de asemenea ca un parfum relativ ușor dulceag, comportă un aspect de genul ăsta. Sincer să fiu, nu știu de unde vine. Mă gândesc că doar fasolea tonka poate să fie de vină în această compoziție pentru sentimentul ăsta, pentru că tonka în general transmite acest sentiment puternic de dulce. Bine că din fericire nu mai avem și vanilie în ăsta, că atunci probabil ar fi fost genul ăla de parfum care ți-l ducea și stări de greață. Ceea ce poate să facă și ăsta la o adică. Însă, ai și o notă de piele foarte frumoasă, foarte comodă, foarte elegantă, foarte moale. Asta ar fi descrierea perfectă a acestei note de piele pe care o întâlnești în Alcazar. Și atunci se împletește foarte bine cu această notă de tonka și cu nota, de exemplu, de cedru alb, care este absolut superbă. Un parfum care însă se deschide foarte interesant, foarte... o deschidere fresh condimentată. Asta este descrierea. O deschidere care te poate duce cu gândul, în faza inițială, la un parfum de tip oriental, sincer. Ai acolo nota aia de ulei de portocală amară sau petit grain, care se combină cu o notă de citron, un substituent, desigur, al notei de lămâie, un element sintetic, dar care performează absolut excelent în această combinație și nu permite notei de petit grain să se ducă prea mult în partea, hai să spunem, de amărăciune, dar vine din spate foarte rapid nota aia de nucșoară, care încălzește dintr-o dată combinația asta dintre elementele citrice și automat se transmite sentimentul ăla ca și cum ai avea de a face cu un parfum de tip oriental.
Însă nu este un parfum de tip oriental. Este mai degrabă un parfum de tip aromatic, hai să zicem, aromatic lemnos-pielos. Cam asta ar fi descrierea în trei cuvinte. Iar ulterior, după ce depășești faza asta de deschidere, care durează multicel pe piele, chiar foarte mult, vine, din punctul meu de vedere, una dintre combinațiile centrale ale acestui parfum. Și mă refer aici la combinația dintre lavandă, floarea de portocal și nota aia de rozmarin, care vine și atâță foarte mult inima parfumului. Absolut superbă pentru mine această combinație dintre aceste trei elemente. Un buchet, hai să zicem, floral aromatic, pentru că asta este descrierea cea mai bună. Lavanda, care este foarte curată, foarte elegantă și care se transmite sentimentul ăla de prospețime și de calmare, care se combină cu o notă foarte curată și elegantă, de asemenea de floare de portocal, peste care se așează un strat, a zice eu, destul de considerabil de rozmarin. Rozmarinul este un condiment care mie îmi place în parfumerie, la fel ca și busuiocul, la fel ca și cimbrul. Deci chestii din bucătărie pe care le utilizez în mod uzual le regăsesc implicit în parfumurile pe care le achiziționez și de cele mai multe ori până acum niciunul dintre parfumurile cu care m-am intersectat și au conținut aceste note nu m-au dezamăgit. Nici Alcazar nu reușește să facă acest lucru, pentru că infuzia aia de rozmarin duce combinația dintre elementele florale, între lavandă și floarea de portocal, la un cu totul și cu totul alt nivel de prospețime, de putere, de efervescență și deopotrivă de curățenie pe care ți-l transmite parfumul, cel puțin în partea de inimă. Pentru că ulterior, din spate, parfumul este preluat de o altă compoziție sau combinație centrală, și anume combinația dintre piele, nota de tonka și, în mod excepțional, nota de cedru alb. Absolut super. Parfumul în momentul ăla se transformă, devine dintr-o dată mai sofisticat, mai sobru, mai elegant, mult mai elegant. Drept urmare, este un parfum pe care poți să-l porți lejer la o ținută de tip formal, la o ținută de tip business, un parfum pe care poți să-l folosești la întruniri importante. Este un parfum care pentru mine cadrează foarte bine în categoria de parfumuri de impact sau de impresie, așa cum le-am botezat eu. Un parfum care nu este liniar, sub nicio formă nu este liniar acest parfum. Ești surprins din deschidere și până la final de modul în care se comportă. Ai o deschidere fresh condimentată, în care nucșoara joacă rolul principal, asistată de două tonuri citrice foarte interesante, după care te duci într-un buchet floral foarte curat, foarte elegant și revigorant deopotrivă, condimentat sau aromatizat mai degrabă cu o infuzie masivă de rozmarin, iar ulterior te duci într-o parte sobră, elegantă, sofisticată. Este genul ăla de parfum pe care, dacă vreți să vă ofer, hai să spunem, să vă redau, mai bine zis, imaginea cu ochii minții pe care o am eu de fiecare dată când port parfumul ăsta, îmi imaginez că sunt îmbrăcat la costum, dar fără cravată, cu doi nasturi descheiați la cămașă și stau într-un bar cu un prieten sau cu niște prieteni în jurul unei mese de biliard și fumăm țigări de foi în timp ce sorbim un pahar de whisky. Iar în fundal sunt niște canapele sau niște fotolii din piele maro, foarte vechi, învechite. Asta este imaginea cu ochii minții pe care o am de fiecare dată când port parfumul ăsta, pentru că ăsta este sentimentul pe care mie acest parfum îmi transmite la nivelul pielii mele ori de câte ori îl port. Motiv pentru care voi cumpăra, cu siguranță, o sticlă mare de 100 de mililitri, pentru că este prea bun. Deopotrivă, pentru cei care dețin Ted Lapidus Altamir sau pentru cei care s-au intersectat cu Altamirul, care l-au mirosit, testat și așa mai departe, s-ar putea ca la un moment dat acest parfum să vă amintească inclusiv de Altamir. Există niște componente acolo care reușesc să vă ducă cu gândul implicit la Altamir.
deși parfumurile au compoziții total diferite, pentru că în Altamir întâlnești paciulii, întâlnești multe alte elemente care nu se reîntâlnesc aici. Nu ai parte de elementele astea citrice pe care le ai în Alcazar, de exemplu, în Altamir ai nota de neroli, pe care, hai să zicem, într-o oarecare măsură o poți regăsi aici sub forma florii de portocal, dar este diferită ca și comportament, la asta mă refer. Însă poți avea senzația de familiaritate în momentul în care îl simți aplicat pentru prima dată, ori pe piele, ori pe haine, ori în aer, pur și simplu, dacă ai deținut sau cunoști Tadlapidus Altamir. Oricare dintre ele este un parfum absolut excepțional, doar că din punctul meu de vedere, ăsta îl văd un pic mai versatil la purtare, în sensul în care Altamirul, pentru mine cel puțin, era un parfum exclusiv de temperaturi scăzute. Ăsta mă văd purtându-l implicit în temperaturi moderate, nu doar scăzute. Din punct de vedere al performanței, eu nu știu dacă această casă Ted Lapidus are vreun parfum care să dezamăgească din punct de vedere al performanței. Originalul Pur Homme este un parfum monstruos, absolut monstruos. Pur Homme Sport, de exemplu, varianta Sport, chipurile, unde ai o notă de geranium absolut fabuloasă din punctul meu de vedere. Și ăla, pentru un parfum sport, este un parfum de tip monstruos. Altamir, un parfum de tip monstruos de asemenea. Nici ăsta nu face excepție, dar nu m-aș duce chiar într-acolo încât să zic că se ridică la nivelul lui Lapidus Purom. Nu, la nivelul pielii mele, parfumul ăsta stă undeva în zona de 14 ore ca și longevitate, ceea ce este un timp destul de îndelungat. Iar din punct de vedere al proiecției, pot să zic că este un parfum care proiectează extrem de puternic. Deci oarecum un parfum de tip monstruos pe partea de proiecție. În primele 3 ore, 3 ore și jumătate, pe pielea mea, parfumul ăsta proiectează crâncen. Drept urmare, am foarte mare grijă în ce zonă îl aplic și câte pufuri aplic. Lucru foarte important. De asemenea, ulterior, am parte de o proiecție de timp moderat, aproximativ 5 ore. 5 ore lejer. Iar ulterior, am parte de o proiecție de tip slab, dacă poate fi considerată slabă, de aproximativ 3 ore. Propriu-zis, parfumul ăsta la nivelul pielii mele continuă să proiecteze până aproape de, hai să spunem, terminarea ciclului de viață pe care îl are pe pielea mea. N-am cum să fiu dezamăgit. Performanța absolut uluitoare, la fel ca orice parfum de la Casa Ted Lapidus, o performanță excelentă, un factor de proiecție colosal și un parfum care, din punctul meu de vedere, repet, poate fi purtat atât la ținută casual, dar datorită comportamentului său deloc liniar, poate fi purtat și la ținute formale, la evenimente importante, la evenimente în care vrei să faci impresie, să zicem. Este un parfum pe care îl recomand în primul rând publicului sau consumatorului matur. Este un parfum pe care îl văd mai degrabă pentru acest tip de consumator. Asta nu înseamnă că dacă ești un consumator tânăr, nu poți să-l încerci și nu poți să-l placi, să-l iubești, să-l adori și implicit să ți-l cumperi, mai ales că prețul nu este mare, cum nu este la niciunul dintre parfumurile acestei case. Prețurile pe magazine online sunt undeva între 100 și 200 de lei. Deci, nimica toată. Bani de semințe, cum ar zice băjeții de valoare. Băjeții de elită. Să-ți iei așa ceva la prețul ăla și să performeze și să miroasă în halul ăsta, e genul ăla de investiție cu capul. Din punctul meu de vedere, așa cum vă recomand întotdeauna, sau cum vă sfătuiesc, mai bine zis, dacă aveți posibilitatea, testați-l, vedeți cum se comportă pe pielea voastră, vedeți cum miroase, cum performează și ulterior n-aveți decât să-l achiziționați. Decizia vă aparține. Ce pot să vă spun este că nu este un parfum pe care să-l cumperi orbește. Nu este genul ăla de parfum de tip blind buy, pe care poți să-l cumperi pe nemirosite, pe nevăzute, pe neauzite și care să funcționeze perfect indiferent de tipul sau tipologia de consumator. Nu, ăsta trebuie neapărat încercat, pentru că specificul său cere să faci acest lucru. În orice caz, o recomandare mare, cu toată dragostea din partea mea, primește acest Ted Lapidus Alcazar, un parfum la care, dacă te gândești la factorul de preț, calitate, performanță,
nici n-ar trebui să existe foarte multe semne de întrebare cu privire la achiziție. Ne vedem data viitoare în acțiune, ca întotdeauna îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție și dăm voie să-ți urez, ca de obicei, toate cele bune. Numai bine!